Bun găsit, prieteni! Astăzi ne aflăm în birou, în Grădina Botanică, pentru că am vorbit cu Paulina Anastasiu, coordonator Grădina Botanică Dimitrie Branza a Universității din București. Vă mulțumesc pentru că ne-ați primit. În primul rând, aș vrea să știu care sunt atracțiile expoziției Grădina de Lumină Alice în Țara Minunilor, pentru că acesta este proiectul acum în Grădina Botanică și este un proiect senzațional. Copiii mei au venit și sunt absolut încântați de toate, de tot ce au văzut aici. E ceva special. Care sunt atracțiile pentru cei care ne urmăresc în acest moment? Să ne spuneți, vă rog. Cred că, în primul rând, ar trebui să cunoaștem puțin povestea lui Alice în Țara Minunilor și să cunoaștem personajele. Deci atunci când venim în Grădina Botanică pentru această expoziție, ar trebui să fim puțin informați ca să nu fim foarte surprinși de ceea ce găsim. Personajele care o însoțesc pe Alice în călătoria ei în Țara Minunilor sunt, de fapt, și atracțiile acestei expoziții. Și încă de la început o să o găsiți pe Alice cocoțată pe cartea ei preferată, după care ne vom întâlni cu iepurele alb, da, care o conduce pe Alice în vizuina lui și de altfel o conduce în toată peripeția ei prin Țara Minunilor. Urmează scene din povestea lui Alice și cred că una dintre cele care merită menționate este cea care reprezintă ceșcuța de cafea și da, spun asta. De ce ai mă scuzați? Da. Așa, este locul în care copiii pot sta pe bancheta din ceșcuță și își pot face fotografii. De obicei, în ceșcuțe nu avem banchete, nu? Și atunci asta este așa o năzdrăvănie tipică pentru Țara Minunilor în care călătorește Alice. O altă atracție pentru copii, în mod special, este pălărierul nebun, după aceea urmează Regina Inimilor. Da. Sigur, întâlnim și alte exponate interesante pe parcurs, și totul finalizează cu marele tunel prin care Alice iese, de fapt, din poveste, da? Și se trezește fix în splaiul Independenței. Da? Acest tunel este unul foarte special, are peste 300.000 de leduri, wow, și aproximativ 200 de metri lungime. Muzica din tunel este fascinantă și aceasta reprezintă o atracție în plus și pentru cei mici și pentru cei mari. Da, am citit un articol că ar fi cel mai lung din Europa, acest tunel, sau mă rog, printre cele mai lungi astfel de tunele luminate. Și copiii alergă pe acolo bucuroși dintr-un loc într-altul. A cui a fost această idee, cui aparține proiectul până la urmă? Este ceva senzațional, ceva inedit și ne bucurăm că dumneavoastră, Grădina Botanică, ați acceptat și ați pus până la urmă în practică acest proiect. Proiectul este al unei firme poloneze. Dar trebuie să recunosc că noi am fost foarte entuziasmați imediat ce am aflat că există astfel de firme care pot organiza și la noi în țară evenimente de genul acesta. Am văzut în afara țării o expoziție similară anul trecut. Nu spunea neapărat o poveste, dar era un spectacol de lumini caracteristic sărbătorilor de iarnă, mai puțin târgurile, da, lipseau căsuțele pe care la noi le găsim, da, obișnuit. Am fost foarte impresionată de ce am văzut în afară și atunci, în momentul în care am avut această oportunitate de a spune da, am spus cu toții din universitate. Nu a fost o singură firmă interesată, au fost chiar două, a fost un proces firesc de selecție, de alegere a celui cu care noi aveam să mergem mai departe. Și s-a dovedit că a fost
am fost inspirați, așa, pentru că evenimentul este unul care atrage destul de mulți vizitatori. Da. În plus, noi suntem bucuroși că pe perioada de iarnă, când de obicei în spațiile acestea neacoperite ale grădinii nu prea aveam ce să oferim, iată, acum putem oferi acest spectacol de lumini. Ați anticipat următoarea mea întrebare. Voiam să mă bucur că până la urmă e un sens coerent al discuției noastre. Voiam să vă întreb dacă la începutul, la deschiderea acestei expoziții, la începutul lunii noiembrie, m-am uitat și erau reportaje în media și televiziune cu oameni care stăteau la coadă pentru că erau foarte mulți doritori, dacă în continuare se menține acest flux de vizitatori. Da, în continuare sunt foarte mulți vizitatori interesați să vadă această expoziție, în mod special sâmbăta și duminica. Sunt cozi până la semafor. Sigur că ar putea fi o coadă mai mică sau cozile ar putea fi mai mici, da, dacă cei mai mulți ar înțelege să-și achiziționeze bilete online. Da. E foarte ușor atunci când ai bilet online, da? Se verifică extrem de ușor, în timp ce procedura pentru achiziție de bilete aici, la caserie, e puțin mai dificilă. E bine de știut, așadar, pentru cei care vor să vină și să vadă expoziția, să-și ia bilete online. Da, asta le recomandăm și, de asemenea, le mai recomandăm să vină și în cursul săptămânii, pentru că este mai liber și cred eu că este mai interesant să vizitezi, să vezi toate exponatele acestea cu mai puține alte personaje în jur. E adevărat, să fie mai liber, mai aerisit. Care este programul? Pentru că programul este unul special, având în vedere că este o expoziție de lumini și până la urmă ora la care se întunecă în România ne avantajează. Da, mulțumesc pentru această întrebare. Chiar e bine să clarificăm și sper că ne vor auzi cât mai mulți. Grădina Botanică are un program distinct de vizitare a colecțiilor. Acest program se închide la 3:30. Până la 4 se face evacuarea celor care vizitează și vor să vadă plantele. După ora 4, când se lasă întunericul, se deschide expoziția de lumini. Se închide în cursul săptămânii la ora 8 și vineri, sâmbătă, duminică se închide la ora 9. Au expoziția de lumini li se adresează tuturor copiilor, indiferent de categorie de vârstă. Sunt încântați atât părinții cât și copiii să vină aici, nu-i așa? Expoziția se adresează într-adevăr tuturor categoriilor, se adresează copiilor din noi sau copilului din noi, cum da, preferați. Și da, am văzut foarte mulți adulți care se bucură să vadă această expoziție. Pentru că, pe lângă aceste personaje din povestea lui Alice, este practic un spectacol de lumină, un spectacol de culoare, un spectacol de muzică plăcută. Mulțumesc foarte mult! E o invitație foarte frumoasă pe care ați făcut-o aici celor care ne urmăresc să vină la Grădina Botanică pentru a admira expoziția Alice în Țara Minunilor. Îi așteptăm cu mult drag! Mulțumesc foarte mult! Plăcere. Dragii mei, acesta a fost interviul nostru de astăzi.